această copilă de la școala 7 de Șița are 5 ani de existență și astăzi am lansat numărul 19 al revistei. Revista este scrisă de un grup de copii format din elevi începând de la clasa a 3-a până la clasa a 8-a. Sunt 17 copii care scriu la această revistă. Fiecare are rubrica lui, fiecare știe ce are de făcut. Muncesc foarte bine împreună și le place ceea ce fac. Există rubrici permanente, rubrici în care apar oameni cunoscuți, oameni pe care ei îi aleg. Avem interviuri cu oameni deosebiți ai locurilor noastre. Există materiale informative pentru copii, dar este reprezentată foarte bine și viața școlii. Apar în revistă rubrici permanente legate de copii cu care școala 7 se mândrește, de dascăli ai școlii. Este o rubrică numită Portrete de dascăl, în care prezentăm câte doi dascăli, un învățător și un profesor în fiecare număr. Copiii vorbesc cu ei, apoi modifică materialul, modifică în sensul că scriu reportaje despre ei, despre acești dascăli. Și sunt curios să afle și alte aspecte despre dascălii lor, aspecte pe care ei nu le văd. La o școală și în timpul orelor este o altfel de relație decât cea pe care o au și lucrurile noi le descoperă în timpul interviu. În acest număr avem prezentată Catedra de Educație Fizică a Școlii, materiale despre activitățile extrașcolare în care copiii au fost implicați și mi-a plăcut foarte mult să facem două materiale despre prietenii munților Mămut și apoi despre Muntele Mic. Am avut la școală pe domnul Helmut Krugel și aici avem pe domnul Gheorghe Bologa și pe domnul Ebetiuc, reprezentanții Asociației Prietenii Munților, iar din partea grupului Montan Caransebe și este prezent domnul Copogalescu, un vechi prieten al copiilor de la școala noastră. Revista se bucură de suportul direcțiunii școlii, mulți dascăli scriu la ea, există rubricile permanente pe care le fac, există rubrica în limba engleză, în limba germană, în limba franceză. Este o revistă complexă pe care o facem cu tot dragul și ne bucurăm să o lansăm într-un cadru deosebit, aici la dumneavoastră acasă, o librărie care a, un loc care a fost ales de copii și a fost primit cu entuziasm de către toți membrii echipei.